Intrăm în legătură telefonică imediat cu domnul profesor doctor universitar Mihail Adrian Șerban, profesor de etică și integritate academică în cadrul Facultății de Drept din București. Pe domnia sa îl sunăm totuși în altă calitate pe care o are, pentru că sunt puțini oameni care îndeplinesc aceste două calități deodată în România. Dumnealui, în afară de faptul că are o carieră didactică strălucită, este și un apropiat al fenomenului muzical din România și un bun cunoscător. Domnule profesor, în studioul radioului nostru în acest moment sunt doi elevi ai Liceului Pedagogic Ștefan Bănulescu din Călăraș, elevi care activează în cadrul profilului de muzică al liceului nostru. Vreau să vă rog să ne spuneți, ca prima întrebare, să ne spuneți dacă muzica clasică și muzica populară, autentică, muzica genuină, mai au căutare în ziua de astăzi în peisajul artistic românesc. Bun găsit tuturor. În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru invitație. Așa, ca o continuare a prezentării dumneavoastră, domnule profesor, aș menționa și faptul că eu am un doctorat în folclor finalizat în cadrul Universității din București cu o mare personalitate a genului, domnul profesor universitar dr. Emeritus Nicolae Constantinescu, șeful de catedră de la acea vreme în cadrul Facultății de Litere. Adică, așa cum spuneați și dumneavoastră, am studiat folclorul și sunt într-adevăr apropiat al genului și trebuie să vă menționez faptul că în perioada cât am fost elev am făcut și canto popular la vremea aceea Casa Pionierilor, cum era astăzi Clubul Elevilor. Dar să revenim la întrebarea dumneavoastră, vă spune că, într-adevăr, ambele genuri au căutare, pentru că fiecare dintre acestea se adresează unei anumite categorii socioprofesionale sau unui anumit public. Și atunci eu am cunoscut și știu foarte bine ce spun oamenii care chiar au studiat muzica clasică și sunt foarte apropiați de folclor și unii au și gustat din această latură a muzicii. Un prieten al meu foarte bun, cântăreț de operă, care a studiat în Elveția, astăzi și-a îndreptat atenția spre folclorul autentic. Credeți că... Îmi cer scuze. Da, vă rog. Vreau să întreb, credeți că a fost o alegere de suflet sau una pe care a ales-o ca necesitate? O alegere pe care a făcut-o din necesitate? În cazul lui Iura Țiple, este un solist de muzică populară cunoscut. El este căsătorit în Dâmbovița. Soția lui, tot profesoară de canto și cum să vă spun, pregătită pentru muzica clasică, nu, s-au îndreptat spre muzica populară pentru că le place și pentru că și-au dorit acest lucru și nu numai ei. Asta acum mi-a venit în minte acest exemplu pentru că îi cunosc personal și am stat de multe ori de vorbă cu dumnealor și sunt doi oameni foarte bine pregătiți, doi oameni care știu foarte bine ce caută în domeniul respectiv. Muzica noastră este frumoasă și trebuie să știm un lucru, elevii noștri, copiii care sunt lângă dumneavoastră și toți ceilalți, de fiecare dată trebuie să le spunem că la baza muzicii clasice stă muzica populară. Haideți să ne gândim la rapsodiile lui Enescu. Corect, foarte corect. Domnule profesor, mă bucură tare mult faptul că auzim aceste concluzii de la dumneavoastră, aici la postul nostru de radio, pentru că în zilele noastre este arhicunoscut faptul că majoritatea trusturilor media din lume și de oriunde promovează mai mult producțiile artistice cu valoare culturală, să spunem, incertă.